și o seară plăcută. Urmează Andrei Garici, eu am fost Bogdan Stelea. Ciao! Bună seara! Încă o dată aplauze pentru Bogdan Stelea. Mare actor, mare actor. Taicăsu. Da. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi în această zi de sfântă sărbătoare. Avem flori printre noi în seara asta? Da. Da? Sunteți flori? Da. Da? Sunteți virgine? Sunteți sau nu sunteți? Nu, nu sunteți, nu? Păi atunci nu sunteți flori, sunteți deflorate. Deci, niciun motiv de bucurie. Da. O să începem repede. Eu sunt Andrei Garici. O să începem repede cu un sondaj, mai ales pentru voi băieți. Nu vi se pare că după 2 ani și ceva de pandemie ne-am dezobișnuit de chestia asta, de obiceiul ăsta tâmpit cu 1 martie? Nu? Corect, nu? Adică, și mie mi s-a părut ciudat. Bă, de ce trebuie să iau eu flori și mărțișoare unor femei pe care nu le fut? Ce obligație am eu la femeile astea? Nu? Morală? Speran. Păi nu e că nu dai doar la alea unde îi da. Trebuie să dai și la mama. Și eu nu vreau să dau la mama. Mă rog, nu mai vrea să dea nimeni, da? Mă rog, asta e altă discuție. Da, da, fetele, voi ați primit flori de la... A răspuns și un băiat. Nu. Nu mai știi ce fuți în ziua asta. Nu știi.